În România, ca de altfel oriunde în lume, se înregistrează un număr mare de copii dispăruți. Vorbim practic de un fenomen pe care încă nu reușim să-l stăpânim și, din nefericire, nici măcar să îl înțelegem. Sute de familii își caută cu disperare copiii plecați de acasă fără nicio explicație. Astăzi însă vom vorbi despre acei copii pe care nu îi așteaptă nimeni și nu îi caută nimeni cu orice preț. Acei copii invizibili ai României care sunt lăsați în grija statului. Dacă vă veți uita pe pagina Poliției Române la secțiunea Persoanele Dispărute, veți da peste un număr mare de copii despre care nu se mai știe nimic. Mulți dintre aceștia se află în grija statului și locuiesc în centre de plasament. De ce fug acești copii? Unde se duc? Sunt ei victimele sigure ale traficului de orice fel? Sunt doar câteva întrebări de la care am pornit investigația noastră de azi. Pentru început, am mers la Piatra Neamț pe urmele unui adolescent dispărut de la centrul de plasament Elena Doamna. Petru Apostol este un adolescent de 17 ani din județul Neamț. De 7 ani, el și fratele său mai mic, Andrei, au fost luați de lângă tatăl lor și dați în grija statului. De 7 ani, Petru nu acceptă acest statut dureros de copil al nimănui. Fuge des din centru, din dorința de a trăi pe cont propriu. Băiatul acesta are o situație familială delicată. A fost părăsit de mamă. Mama s-a recăsătorit. Are alți 6 copii din actuala relație. El și fratele său mai mic au ajuns în grija tatălui. În 2013, pentru că tatăl nu se ocupa suficient de acești copii, nu le asigura minime condiții necesare, asistența socială de la nivelul primăriei n-a sesizat cazul, s-a instituit măsura de protecție prin dispoziția instanței. Și astfel copilul a ajuns în sistem. Copilul a fost școlarizat până când a ajuns în ultima perioadă, în ultimii ani, mai în adolescență, a început să refuze să meargă la școală. Pleacă frecvent la tată și împreună muncesc și câștigă niște bănuți. Și atunci el a declarat de mai multe ori că și-ar dori libertate, că nu vrea să mai stea în centru, că vrea să fie liber, să stea cu tatăl său. Petru Apostol nu este doar o cifră dintr-o statistică. Este un tânăr cu visuri și speranțe, cu așteptări și sentimente. În curând va împlini 18 ani și va putea să-și construiască o viață așa cum consideră el de cuvință. Dar până atunci, fuga pare să fie singura lui formă de a spune celor din jur că există. Constantin Apostol, tatăl lui Petru, locuiește în satul Borlești, la 50 de kilometri de Piatra Neamț. Nu are un venit stabil și nici o viață prea ușoară. Cu toate astea, el nu și-a abandonat copiii din proprie voință. Vă puteți aduce aminte ce s-a întâmplat atunci în perioada în care copiii au ajuns la centrul din Piatra Neamț? De ce au ajuns acolo, în primul rând? Domnule, vă spuneți, pe mine m-au găsit picior greșit și am fost șopărât din niște indivizi. Cal cumva nu pot să le zic. Tot de prin zona asta de aici. Așa? Și a doua zi mă văd cum tot de căuțe și mă e șeful de post, mă e la bâți. Că ce anume? Cât și n-am grijă de copii, că... Bunicii nu mai erau aici? Nu, erau morți amândoi. Am înțeles. Rămâseseră doar cu dumneavoastră. Da, numai cu mine. Și nu ziua, o vieți, sara, când viu, nu viu cu mâna goală la dâns. Și e practic să te iau singur din timpul zilei. Da, îi se duce la școală. Da. Îi se duce la școală și după aia, sara, făcea lecții cu dâns. E copil, că se duce la joacă, că asta e. Și treceați printr-o perioadă mai proastă din punct de vedere financiar atunci? Nu, nu vă spun în față. Dar atunci cu ce v-au părât? Cu ce drept că au luat copiii? Băieții erau metitei și făceau brânzic. Se lua cu unul cu altul și o brânzic. Se fie cu unul cu altul și... ca copilul. Și eu mă jeta cu omul respectiv. Dar nu văd dacă aveți copii, nu vă jetați? Sigur. M-a așteptat, după aceea reclamații pe la primărie, după aceea pe la poliție și am văzut, am plătit două ore amiende. Din păcate, tatăl nu are condițiile materiale necesare să locuiască împreună. Efectiv, nu au venituri, nu câștigă, nu are salariu, nu au terenuri și atunci nu poate fi reintegrat în familie. Ca să poată fi reintegrat, trebuie să îndeplinească niște condiții. La ultima plecare, care a fost săptămâna trecută, a fost tot la tată, a revenit. A fost adus, de fapt, de colegii noștri care s-au dus
din nou acasă, l-au convins și împreună cu tatăl l-au convins să revină în centru. Merge la școală acum și și-a exprimat dorința de a schimba școala. În semestrul 2, pentru că acum, fiind în mijlocul semestrului 1, nu poate fi făcut acest transfer. La finalul semestrului 1, după ce își va încheia situația școlară, încercăm să-l mutăm la școala pe care și-o dorește și sperăm că se va ține de ea și poate va reuși să o termine. Salut! Salut! Rafael sunt eu, emisiunea Dispărut fără urmă, televiziunea română. Mă bucur să te găsesc aici. Și eu. Am venit la Piatra Neamț pentru că acum câteva zile erai pe site-ul Poliției Române, erai unul dintre copiii dispăruți. Te-ai reîntors. Poți să ne spui de ce ai plecat? Păi vreau să-mi creez un viitor, să am propriile mele reguli, să nu depind de nimeni, să mă pot ajuta singur. În toți acești ani n-ați putut să-i aduceți înapoi acasă? Am încercat, dar ăștia la primii nu. Nici cum. Din nu cauza că n-aveați un venit stabil, că n-aveați un salariu sau... Care a fost cam motivul invocat? Cam așa ceva, că rugăți că nu stau bani într-un loc. Eu... Dumneavoastră, dacă îmi dați un ban mai mult, plec la dumneavoastră. Dacă dumneavoastră îmi dați ceva mai puțin... Munciți oriunde vi se oferă de lucru. Da, bineînțeles. Unde să câștigi bani? Și n-ați fi putut totuși să aveți grijă de băieți în felul acesta. Domnule, v-am zis că eu dacă dimineața plec salariu. Dumneavoastră nu vă aduceți pe un ban mai mult? Adică, băi, vă aduc seara, rămân și mie ceva să plătesc facturile, vă aduc și vouă. Dar mama lor i-a vizitat acolo? Parcă o dată, mers Andrei. Andrei mers. Parcă o dată. Cel mic. Da. Dar nu știu exact. Vă spun față, nu știu exact, nu știu. Și am înțeles cum eu niște legături pe Facebook cu surorile astea, vitezea lor. Nu știu. Cum vi se pare că s-au dezvoltat băieții în centrul Elena Doamna? Prost. Ce nu vă place? Prost. Deci că îi duci la centru și învață carte, învață pe boală, că îți duc bagabonți noaptea prin oraș. Deci? De acolo, cum sunt la alte cămini, jandarmi. De asta, la ei nu se poate pune pază. La ușa acolo. Sau nu, lasă, dă-i în fasole, într-un cuvânt. Și se duc în oraș. E bun așa? Zice și zâmbă, ai că ești prost, sunt alfabetic, cu 10 clasă. Noi nu știm să se întâmple lucrul ăsta. V-a spus băiatul că pleacă noaptea în oraș? De acum. Că nu-i de pază nimeni acolo. Nu-i nimeni. Vă spui față, nimeni de pază acolo. Din ce cauză? N-au bani? Într-un caz ideal, în ce condiții credeți că ați fi putut să rămâneți cu băieții acasă? Da, dacă aveam o femeie pe lângă mine. O femeie, da. Atunci da. Dar așa nu se poate. Prima dată când am ajuns aici, ca și cum te duci în altă țară, totul străin, wow, unde sunt? Câți ani aveai? Avem 10 ani. Și... Situația familiei tale era grea și n-ai mai putut fi crescut acasă. Da. Maică-mea m-a lăsat la un an și două luni. La 8 luni, pardon. Mama ta a plecat de acasă. Da. Ai crescut deci cu tatăl tău. Cu tatăl meu până la vârsta de 10 ani. Și la 10 ani ai venit aici. La 10 ani, da. N-am mai avut aici puteri să mă mai țină. Și am fost adus aici. Și era totul altceva. Bine. Ți-a fost greu? Mi-a fost greu cu acomodarea, cu sprijinul de tată în fiecare seară. Tati, ce faci? Tati, cu tare. Deci chiar mi-a fost... A păstrat legătura cu tine? Da, a păstrat și în ziua de azi vorbim. Dar că... Aștept momentul să fac 18 ani, să am puterea să-mi creez singur în viitor. Dar până atunci vreau să mă upgradez. Și anume, ce-ți dorești să faci? Să dau de un permis, școală auto, să fiu șofer. Să ai meseria ta, să ai salariul tău. Pe scurt, da.
cam asta. Vă dorim și noi mult succes. Mulțumesc. Acești copii crescuți de stat se află într-o situație deosebit de dificilă, așa cum spun rapoartele UNICEF. Ei pleacă în viață cu un triplu dezavantaj. Pe de o parte, sentimentul cumplit de a nu fi doriți de propria familie, de a fi abandonați. Pe de alta, faptul că sunt îngrijiți într-un mediu care nu răspunde nevoilor lor, un mediu rece și rigid, lipsit de iubirea părintească. Iar în al treilea rând, un alt dezavantaj este dat de faptul că ei se confruntă de foarte devreme cu nesiguranța propriului lor viitor. Din experiența dumneavoastră, de ce fuge un copil dintr-un centru de plasament? Depinde de vârsta copilului. Dacă vorbim de vârste mai mici, ei sunt luați de mirajul străzii, să spunem, de influența grupului. Pleacă cei mai mulți să comită fapte infracționale. Ar trebui să recunoaștem și asta. Fugile lor repetate cam asta arată. Dacă vorbim de cazul prezentat de dumneavoastră, aici e o situație cu totul aparte și de încurajat. Copilul pleacă să lucreze. În general, ei pleacă pentru că se simt neglijați în sistem, în centrele de plasament, se simt abuzați sau sunt abuzați, fie de personal, fie abuzați între ei. Foarte multe cazuri de abuz, de la abuz emoțional, fizic, chiar și abuz sexual între copiii din centre. Și atunci vor altceva, vor să scape din sistemul acela. Ceea ce trebuie să înțelegem încă de la început este că aceste instituții pe care un copil fără familie este obligat să le numească acasă sunt o lume în sine, un micro-univers cultural distinct de restul societății. O lume fără afectivitate, câteodată violentă, populată de copii și mai apoi de tineri crescuți într-o ideologie a marginalului. Așa sper. Așa sper. Așa sper. Eu mă numesc Ștefan, am aproape 18 ani, sunt în centrul Elena Doamna de pe la 12 ani. Vara asta ne-am mutat aici în căsuță și te simți ca acasă, e foarte fain. Cum au fost anii petrecuți în acest centru? Sunt aproape 6 ani. Au fost niște ani foarte faini desfășurați, plini de activități, dezvoltare fizică, psihică, gândire. Sunt cei de la centru fac foarte multe activități și în afara centrului, cât și în centru de dezvoltare personală. Și sunt foarte, te ajută foarte mult. Ce pasiune? Sportul și actoria. Ce sport practici? Lupte greco-romane. De prin clasa 8-a. Ai participat și la competiții? Da, la vreo 6 competiții naționale și internaționale. Și spuneai ceva despre actorie? Vrei să mergi mai departe la facultate? Da, vreau să merg la UNATC în București, imediat ce iau bacul. Un singur lucru aș vrea să te mai întreb. Tu ai vrut vreodată în acești 6 ani să pleci? Sincer, nu. Mi-a zis mama de foarte multe ori că vrea să vină să mă ia și am zis că nu. Aici m-am dezvoltat. Adică dacă nu aș fi fost aici, n-aș fi fost așa, nu aș fi avut gândirea asta, nu aș fi avut planurile de viitor pe care le-am acum. Și sunt foarte mulțumit de ce am trăit în centru și de dezvoltarea psihică pe care o am. Și maturizarea mai devreme și prin toate procesele prin care am trecut. Și ai reușit să păstrezi o relație bună și cu familia? Da, cu mama țin legătura și cu Ioana suntem cei mai buni prieteni. Sora ta. Da. Care ar fi plusurile și minusurile instituționalizării unui copil? Ca și plusuri ar fi protecția copilului. În momentul în care el nu mai este în siguranță, este supus abuzului, este în pericol, părinții nu-l pot îngriji, există o alternativă, protecția copilului, susținut de către stat. Care ar fi minusurile? Ar fi poate că toată această situație ar trebui la un moment dat sau periodic reevaluată. Poate că familia așa redresa condițiile materiale, situația familială este alta, climatul este altul și atunci mai bine pentru copil ar fi reîntoarcerea în familie. Nu știu cât de des se face această reevaluare.
Cine e de fapt vinovat atunci când un copil este abandonat? Părinții, de cele mai multe ori. Dar de ce? Sărăcia și nesiguranța materială sunt cauzele principale. Din nefericire, nu există ajutor social pentru un părinte singur cu doi sau mai mulți copii care trăiește de azi pe mâine muncind cu ziua. Statul întoarce spatele acestor oameni, încurajând astfel abandonul, deci instituționalizarea copiilor lor. În consecință, tot mai mulți copii din medii defavorizate sunt obligați să se întrebe zilnic, obsesiv, de ce eu? Oare cu ce am greșit de a-mi fost părăsit? Copiii sunt singurii nevinovați pe această insulă a vinovăției. Acești copii, vizibili doar în statistici, își strigă propria existență prin fugă. Iar dacă într-o zi vor dispărea fără urmă, cu toții suntem vinovați. Pe 4 noiembrie, din comuna Peșceana, județul Vâlcea, dispărea o adolescentă de 16 ani pe numele ei Maria Ionela Simionescu. Această fată trăia în centrul de plasament Ana din Râmnicu Vâlcea, dar avea familie, așa cum se întâmplă cu mulți adolescenți instituționalizați. Ionela venise în vizită la bunici și urma să se reîntoarcă la orfelinat. E dată dispărută din 4 noiembrie. Nu, doamne, nu. Acum două zile a fost acasă. Păi ne dați o veste foarte bună atunci. Să mergem să vorbim cu bunicii. Mergeți și vorbiți, nu... Vă mulțumim foarte mult. Aici locuiesc bunicii Ionelei. Acesta este ultimul loc de unde a plecat pe 4 noiembrie, așa după cum știm, cel puțin oficial. Ionela, la fel ca și Petru, nu a acceptat cu ușurință statutul de copil al nimănui. Provenind dintr-o familie disfuncțională, care trăiește la limita subzistenței, Ionela a ajuns să fie dată în grija statului. De 2 ani ea locuiește la centrul de plasament Ana din Râmnicu Vâlcea. Viața ei nu a fost nici aici una ușoară. Bună ziua! Nesiguranța, agresiunea colegilor, lipsa de interes a personalului au determinat-o să fugă în mod repetat și să se refugieze la bunicii materni. Din nefericire, niciun judecător din țara asta nu va accepta ca acest copil să fie dat în grija bunicilor. Sărăcia Lucie, vârsta înaintată, sunt principalele motive pentru care Ionela nu va putea părăsi prea ușor, din perspectiva legii, centrul de plasament până la vârsta de 18 ani. Ce ne puteți spune despre această fată, Ionela, care iarăși este dispărută? Minora a fost adusă în centru în urmă cu 2 ani. Într-adevăr, ea a fugit ultima dată în 4 noiembrie, cum spuneți dumneavoastră. Nu a fugit de la noi din centru. Era găzduită la bunic, unde ea dorește să se întoarcă. Urma să facem demersuri în vederea reintegrării fetei în familia extinsă respectivă a bunicului. Nu știm motivul pentru care a plecat de acolo, pe noi ne-a anunțat bunicul că a părăsit domiciliu.
Din informațiile pe care le are și acesta, se pare că s-ar fi întors mama din străinătate și ar fi plecat cu mama undeva în alt județ. Noi am sesizat poliția conform procedurilor legale. În încercarea de a o găsi pe Ionela, am plecat la centrul de plasament Ana. Nu am fost primiți, iar șefa centrului a acceptat cu greu să ne vorbească despre acest caz. Spuneți-ne ceva despre Ionela. Ce fel de copil este? Este un copil care a avut o viață destul de grea, tumultoasă, putem spune. Deci cazul a intrat în atenție în ianuarie 2017, la sesizarea fetei, prin care a reclamat faptul că era neglijată. Echipa de la primăria locală au constatat cele relatate de ea erau adevărate sau susținut și astfel a fost adusă în sistemul de protecție. Ea a fost adusă în centru de plasament, unde se află și în acest moment, unde ar trebui să se afle. Celelalte surori au fost încredințate unor asistenți maternali profesioniști. Practic, copiii erau crescuți de... Erau crescuți de părinți, dar mai mult stăteau la bunici, la bunicii materni. Părinții aveau perioade când plecau de acasă, când mama. Deci erau legal căsătoriți, dar în fapt despărțiți. Nu am aflat prea multe despre Ionela de la aceia care o au în grijă și am hotărât să o căutăm noi. Așa am ajuns în satul Roiești, unde locuiește tatăl fetei. Alo! Da? Ce faci, fă, cuscră? Ce faci? Ce să faci? Ce faci? E sănătoasă? Băi, cuscră! A plecat fă Ionela de la Lenuța. A plecat Ionela de la Lenuța de la voi după aceea? Da. Când a plecat? Dacă e patitul la voi, că venea Ancuța să ia alocația și vrea să vorbească ceva cu ea. E la Vâlcea? De-aia vreau să te întreb. De asta zisă. Bine. Îmi dau numărul telefon al ei, să nu știa că răspunde mie. Cu mine a vorbit, nu mai rețin, săptămâna trecută, dar nu mai rețin când. Bun, asta e o veste bună pentru noi, pentru că se întâmplă atât. Mi-a zis că e la maică sa. Ionela, unde ești, mă? Unde te plimbi? Unde? Unde? În ce loc te plimbi? Unde ești la școală? Unde la școală? Fii atentă că tu ești căutată. Vine astăzi seară să te văd dacă ești tu la Vâlcea. Da? Nu mai ești la Argeș? De când ai plecat tu la Argeș? Și de ce nu te-ai dus? De ce te caută la școală la Vâlcea pe tine? Plecăm din satul Roiești cu o veste bună. Ionela trăiește. Pe de altă parte, suntem dezamăgiți. Din 4 noiembrie, nimeni dintre instituțiile statului, mă refer la cei de la Protecția Copilului, dar mă refer și la Poliția Română, nu au reușit să afle unde este Ionela. Echipa Televiziunii Române a reușit să facă acest lucru într-o jumătate de zi. Am găsit-o pe Ionela acasă la mama ei. Ceea ce este revoltător este că această fată a anunțat Direcția de Protecție a Copilului Vâlcea încă din 3 noiembrie că refuză să mai stea în centrul Ana și că a decis să plece la familia ei. În tot acest răstimp, cei responsabili de soarta acestei copile nu au căutat-o. Nu i-au dat nici măcar un telefon ca să se asigure că este în viață. Nu au făcut decât să se acopere din punct de vedere legal, anunțând dispariția la poliție. Noi ne întrebăm, de ce refuză această fată să se reîntoarcă în orfelinat? De ce ar fugi cineva dintr-un loc în care îi este bine? Am să vă spun o poveste.
O fată a fugit dintr-un centru de plasament din orașul Râmnicu-Vâlcea. De ce? Fiindcă refuzase să se prostitueze. O fată mai mare din această instituție o bătuse, îi luase banii și o trimitea la produs. Totul sub privirile angajaților centrului care nu interveneau. Ba mai mult, tot aici, orice copil își poate cumpăra o escapadă în oraș cu un pachet de țigări sau cu 10 lei. Din nefericire, nu este ficțiune, ci pură realitate și putem proba această afirmație. Din păcate, încă se mai întâmplă așa ceva în România lui 2019. Acesta să fie motivul pentru care directorul DGASPC Vâlcea, Nicolae Badea, nu a dorit să vorbească cu noi? Ionela a hotărât să ne împărtășească nouă tot ceea ce nu a putut spune celor din centrul Ana. Iar noi sperăm ca cei responsabili de suferința acestui copil să plătească pentru incompetența lor. În centrul ăsta se întâmplă foarte multe. Prostituție, foarte, foarte multe. Deci personalul văd că nu ia nicio, cum să vă zic, dumneavoastră, nici o alegere, nimic, se facă ceva împotriva asta. Se întâmplă mult, degeaba mă roagă ei pe mine să mă duc să stau în centru, eu nu mai pot să stau în centru ăla. Deci nu mă duc. Când spui prostituție, despre ce vorbești? Cine vă împinge să faceți asta? Sunt fete mai mari pe acolo, care duc fete la numești bărbați. La prostituție, să prostitueze cu bani sau mai multe cele. Ai pățit așa ceva? Da. Cu colega care acum este arestată. Și te-a obligat? Da. Colega care acum este arestată, da, m-a obligat. Doamnele îngrijitoarele știu de toată treaba asta? Da, știu. Dar ca să nu pice dânsele, dau vina pe mine, pe altele, pe altele și așa mai departe. De câți ani ești în centru? De la 14 ani. Tu, în ultimul an, ai început să fugi de mai multe ori? Da. Inițial nu ai plecat? Nu, n-am plecat, în ultimul an. Și în ultimul an, de ce? Din cauza asta? Da, din cauza problemelor. Sunt mai mică, mă văd mai mică, vor să mă ia toți la bătaie și bate tot joc de mine. De asta. Fetele mai mari vă bat? Da, da. Dacă ar fi să te duci să reclami toată această situație, ai avea unde? Nu, și chiar dacă aș avea, mie frică să mă să reclam chestia asta. Nu pot. Da, să fiu cu cineva mai mare sau doamnă, domn, oricare să fiu, așa aș merge. Dar restul n-aș avea curaj să mă duc. Dacă te-ai duce la șefa centrului, la directorul Badea, te-ai duce să le spui? Păi dacă mie mi se închide ușa în față, domnul Badea, dacă pot să dau numele, mie mi-a închis telefonul în față, ușa în față, cum să mai mă duc eu să mai zic chestia? Există suspiciuni sau să spunem, există declarații ale unor copii care au fost în astfel de centre de plasament și în care se vorbește despre bullying, se vorbește despre prostituție, se vorbește de o anumită, de un anumit nivel de corupție a personalului auxiliar, să spunem, îngrijitoarelor și așa mai departe. Cum vi se par aceste informații? Sunt credibile? Sunt adevărate? Din nou, dați-mi voie să am rezervele mele. În primul rând, anumite aspecte sunt reale. Discutăm despre proxenetism. Noi, la Vâlcea, chiar am avut un caz, da? Una dintre beneficiarele centrului de plasament, Ana, fiind mai mare și mai solidă și mai în vârstă, ea, le-a forțat, e foarte adevărat, pe câteva fete să facă anumite activități. Dar s-au luat măsuri, adică s-a rezolvat problema. Eu zic că riscul ăsta este eliminat. Mai departe, nu știu că nu ține de mine. Hai să o luăm de la început. Povestește-ne seara în care ai fost agresată. Ia-o cu începutul. Spune-ne o poveste de la început până la sfârșit. Ce s-a întâmplat în seara aceea? În seara aceea, fata care este acum închisă, a intrat peste mine în cameră, m-a lovit, a zis ca să mă duc cu ea în oraș prima seară. Și am zis că nu mă duc, nu te cunosc, hai cu mine să bem un suc. Bine, hai că vin doar la un suc. De la un suc, am văzut două sau trei mașini de țigari care au venit. Și am zis, eu plec. Am fugit, am ajuns în nord, acolo lângă noi. Se numește un magazin Fosta Carpatica. Acolo, pe trecerea de pieton, m-au prins, m-au înconjurat cu mașina, m-au băgat în mașină cu japca. După aia nu știu ce s-a mai întâmplat cu mine.
Deci când am ajuns în centru, noaptea, la 1 sau 2, plângeam, mă întrebau toți de ce plâng și ce am. Nu știam ce să le spun, ce s-a întâmplat. M-am liniștit și seara le-am zis. A doua zi, dimineața, le-am zis ce s-a întâmplat. Asta este... Și când ai sunat la 112? A doua zi, fata iar m-a bătut, că de ce am spus la personal și la supraveghetori ce mi s-a întâmplat, m-a bătut să schimbase tura. Nu era nimeni cu noi atunci. N-am mai apucat să mă duc la portală după ce am chemat poliția, dar prin 112. După ce am chemat eu poliția, atunci a venit domnul și a întrebat ce am. Și am zis, domnul, duceți-vă, deschideți porțile, că trebuie să vină un echipaj de poliție. Păi ce se întâmplă asta, asta? Și noi când ne-am dus cu poliția la camera ei unde stătea, ea a fugit. Deci n-am mai găsit-o în cameră, n-am mai găsit-o pe nicăieri. O săptămână și ceva, ea n-am mai dat pe acolo prin centru. Dar poliția a venit în seara aceea. Da, a venit. Ce fel de copil este Ionela? Spuneați că ați cunoscut-o foarte bine. Ionela este un copil plăpând, da? Dar autoritar. Ea știe să se apere. Și povestea mai devreme despre cazul când a fost bătută de una dintre colege, a știut să apeleze 112 să solicite sprijinul poliției. Este un copil dezghețat. La un moment dat, cred că nu-i place, fără discuții, nu-i place nici să fie controlată. Asta este Ionela. E un copil sensibil până la urmă. E un copil bun. Povestea pe care am să vă spun în continuare este una și mai ciudată decât cele de până acum. Vă voi vorbi despre un caz care ne spune multe despre România, despre Finlanda, dar și despre Uniunea Europeană în care ne dorim să trăim. Cazul medicului Camelia Smicală și a copiilor ei, Mihai și Maria. Camelia Smicală s-a căsătorit în 2005 cu un cetățean finlandez, luând astfel decizia de a părăsi România. Povestea de dragoste care părea perfectă se va încheia zgomotos, cu un divorț dureros, iar copiii, conform legilor finlandeze, au ajuns în grija statului. Eu nu mai pot. Vreau acasă de tot. Eu nu mai pot. De 4 ani, o mamă, cetățean român și finlandez, se luptă singură să-și aducă cei doi copii acasă. De ce s-a ajuns în situația aceasta? Adică ei îi țin acolo și îi obligă prin amenințări ca să spună că nu vor la mamă. Ei asta vor să obțină. Iar de 4 ani copiii spun că vor acasă, vor să stea împreună cu mama lor. Și ei vor, acum, pe ultimul moment, să se forțeze, să obțină de la copii că nu vor acasă. Ei se spună, ei asta vor. Eu sunt Maria. Eu sunt Mihai. În anul 2015, Mihai și Maria au fost furați pe baza unei hotărâri judecătorești abuzive date în urgență, numai pe baza spuselor fostului meu soț, fără proces. În 2016 au fost răpiți din nou de către serviciile sociale în baza afirmației că am avea o relație afectivă prea strânsă, iar în 15 noiembrie anul acesta au fost răpiți a treia oară, motivând că aș vrea să fug ilegal cu copiii din Finlanda. Poliisi on tulossa.
Tiland a fost condamnată la ONU anul trecut. Ultima dată i s-au dat 3 avertismente pentru încălcări grave ale drepturilor omului. Nu a respectat în continuare convenția, nici măcar hotărârea definitivă dată de ONU. Finlanda este pe locul 2 în agresiunea împotriva femeilor în toată Europa și stă acolo de ani buni și pe locul întâi la omorurile asupra copiilor. Mihai și Maria au fost ținuți efectiv captivi începând din anul 2015, încălcându-le se toate drepturile omului, fiind lipsiți, privați de libertate, neavând dreptul de a merge la biserică, neavând dreptul de a vorbi cu familia, neavând dreptul de a-și vedea bunicii și neavând dreptul de a merge în vizită în România. MAE ar putea acționa în judecată Finlanda, atât la ONU cât și la CEDO. Există destule pârghii internaționale și alte țări le-au folosit. India și-a recuperat copiii din Norvegia, Rusia și-a recuperat copiii din Finlanda, Finlanda nu mai are curajul să se apropie de copiii ruși. Consider că deși suntem cetățeni ai atât ai Finlandei cât și ai României, de fapt suntem apatrizi, deoarece amândouă țările, în loc să ne protejeze, ne încalcă drepturile omului. Acest caz este în atenția Ministerului de Externe și a ambasadei noastre de la Helsinki din 2016, de când mama a sesizat misiunea noastră diplomatică. A spus că s-au întreprins demersuri și, într-adevăr, ele au fost atât la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, la un nivel foarte înalt, atât în dialogul cu oficialii finlandezi la Helsinki, cât și cu ambasada Finlandei de la București. Și au fost și demersurile de ordin consular, de asistență acordată mamei, atât prin prestarea unor servicii consulare, cât și prin alte aspecte. Și mă refer aici la participarea la o serie de termene de judecată și un dialog pe care l-am inițiat și am încercat să-l ținem cât mai intens, ca să zic așa, cu serviciile finlandeze de protecție a copilului. Aici aș vrea să fac o paranteză. Noi ne-am ocupat, știți foarte bine, și de cazurile din Norvegia. Sistemul finlandez de protecție a copilului este unul descentralizat, autonom, dacă pot spune așa, în totalitate. Nu există o structură centrală care să coordoneze sau să aibă o decizie asupra acestor servicii sociale de la nivelul primăriilor. De aici o anumită libertate și o anumită, dacă vreți, situație care este generată tocmai de acest statut autonom. Serviciile respective sunt cele care decid în mod independent asupra unor cazuri de acest tip. Sigur, deciziile lor administrative sunt supuse controlului judiciar. Și în cazul doamnei Jean Laskowski, ea s-a adresat instanțelor judiciare pentru anularea hotărârii de plasament a celor doi minori. Întregul acest proces a parcurs toate gradele de jurisdicție până la Curtea Supremă Administrativă, care în septembrie 2018 a decis rămânerea valabilă a hotărârii de plasament luată inițial de serviciile sociale, astfel că în momentul de față cei doi sunt în centrele de plasament, cum ați menționat și dumneavoastră. Partea română, pe lângă demersurile făcute la nivelul Ministerului de Externe și ale ambasadei noastre de la Helsinki, s-a implicat printr-o solicitare de repatriere. Solicitare de repatriere făcută imediat după ce am fost sesizați, a fost, dacă nu mă înșel, în iunie 2016.
ANPDCAU, Autoritatea Națională Competentă pentru Protecția Drepturilor Copilului, a solicitat repatrierea celor doi minori în România și integrarea în familia bunicii materne de la Piatra Neamț. Cererea a fost respinsă de partea finlandeză, care și-a asumat, în baza unui regulament european, 2201/2003, jurisdicția exclusivă asupra acestui caz, luând în considerare că cei doi minori au și cetățenia finlandeză și reședința în Finlanda, ceea ce le dă dreptul, conform acestui act normativ european, să decidă asupra situației lor. S-a pus problema ca nepoții dumneavoastră să vină acasă aici, la Piatra Neamț? Deci, de acum 4 ani de când am făcut cu soția mea, vină... am făcut o cerere și cu asta și acte și în care au venit și asta, asistența socială și au văzut că avem condiții ca noi și să, putut să, îi, vă, primim, să îi primim la noi. Și știu asta. Și ce răspuns v-au dat? Nu ne-au dat niciun răspuns, bineînțeles. Niciun răspuns. Eu nu mai pot. Vreau acasă de tot. Eu nu mai pot. Maria a fugit ieri din centrul în care era deținută în mod abuziv, în care i-au fost încălcate absolut toate drepturile omului. A fost lipsită de libertate, nu a avut posibilitatea nici măcar să vorbească cu avocatul, cu familia. În disperare că autoritățile române au lăsat-o de izbeliște. La acea oră în Tampere erau -6 grade și am înțeles că Maria a fugit cu hainele cu care era în casă și în papuși de casă pe un ger cumplit. Consider că viața Mariei a fost pusă în pericol în acest mod. Poliția a venit la 5 ore după dispariția Mariei la noi acasă, m-a anunțat într-un mod foarte rece despre această dispariție. Nu mi-au dat niciun fel de detalii. Maria a așteptat ajutorul României în zadar, până la urmă, în disperare, a încercat să se salveze singură. Ce înseamnă pentru această familie și mai ales ce înseamnă pentru acești copii acest lucru? Din punct de vedere emoțional, din partea tatălui au parte de un abandon. Deci el i-a abandonat. Mai mult de atât, nu o lasă nici pe mama să fie alături de ei. Orice copil își găsește liniștea și se simte în siguranță și confort lângă o persoană cunoscută. Ei au crescut în primii ani de viață în această familie, cu conflicte sau mai puțin conflictuale. Nu avem de unde ști istoria lor de familie. Dar orice îndepărtare de mama lor este o traumă pentru ei. Și o traumă repetată. Durează de ani de zile. Ceea ce nu e deloc în regulă din punct de vedere emoțional și, repet, din punct de vedere uman. Să despart o mamă care este capabilă din punct de vedere fizic, mental, să aibă grijă de copii. Deci nu există niciun motiv care să o împiedice, practic. Copiii au făcut deseori, au dat publicității pe internet scrisori prin care își exprimau dorința de a sta lângă mama lor și mai mult decât atât, ulterior, de a reveni în țară. Ca urmare a acestor acțiuni pe care au făcut, de fiecare dată ei au fost pedepsiți de instituțiile în care ei locuiesc acum. Fie prin carceră, fie prin interdicția de a vorbi cu familia la telefon. Ce înseamnă acest lucru pentru acești copii? Înseamnă o problemă pe care ei nu o pot rezolva. Au cerut ajutor de nenumărate ori. Și din punct de vedere psihologic, traiectoria lor nu este una pozitivă. După atâtea lupte și încercări, ei totuși nu reușesc. Nu știu ce are de gând statul respectiv. Așteaptă să termine, să facă vârsta de 18 ani ca ei să poată lua decizii? Sau ce să se întâmple? Adulții care și-au petrecut copilăria în astfel de instituții au trăsături de personalitate distincte. Și nu spunem noi asta, ci miile de studii realizate până acum. Majoritatea luptă cu lipsa de responsabilitate pentru propria viață, frustrări, neîmpliniri, violență și revoltă. Și asta ca să enumerăm doar câteva dintre problemele acestor persoane.
Dacă vrem să avem o societate sănătoasă, capabilă să ducă România acolo unde ne dorim cu toții, suntem obligați să avem, înainte de toate, grijă de copiii noștri. Și nu uitați, dacă vreodată acești copii pe care astăzi i-am găsit prin hazard vor dispărea fără urmă, suntem cu toții vinovați.